Am revenit în direct, oameni buni, suntem alături de noi cu Anuța, care reprezintă Muntenia, și cu Laurențiu, care reprezintă Moldova. Cozonacul arătăm celor de acasă și ducem la tăiere. Ați văzut că am fost imparțial, voi doi ați stat, voi doi, eu am stat cu juriu, ca să nu zică lumea că... Așa-i, așa-i. Exact. Perfect, tăiem cozonacul, oameni buni, așa arată cozonacul Anuței. Anuța, mulțumită de cum arată? Da. Și așa arată cozonacul lui Laurențiu. Laurențiu, mulțumit? Foarte mulțumit și foarte mândru. De ce ai ieșit? Bravo, mă, moldoveanule, bravo. Așa trebuie să fiți, pentru că la urma urmei voi ați muncit și voi ați făcut. Nici Muntenia nu se lasă mai prejos. Testez amortizoare. Să vedem, pentru că el trebuie să se ridice, ia să vedem. Aoleu. E bine. Păi vezi că nu e al tău, cum adică aoleu? Stai să-l vezi pe al tău. Ia. Hop! Păi ce vrea să rămână acolo? Ce? Nu, trebuie să se ridice, pentru că atunci Andreea, cozonacul trebuie să se ridice, pentru că atunci este aerat. Trebuie să se rupă fâșii, fâșii. Trebuie să plescăi când mănânci ca să nu simți drojdia. Trebuie să fie tăiat cu 24 de ore după ce a fost scos. Poți să scot o carte și eu. Despre cozonac, exact. Exact, cozonac. Și aveai și cu poze. Andreea, dă voie să-ți tai o felie. Da, așa. M-am bucurat că ați spus că vă place cozonacul. Mi-aduc aminte, bunica mea când gătea, când făcea cozonac, niciodată nu era mulțumită și spunea, n-au ieșit bine nici anul ăsta. Nu cred. Niciodată nu era mulțumită, n-au ieșit bine nici anul ăsta. Dacă se uită la emisiunea Mama Ta, aș vrea să o salut, pentru că este o prietenă foarte dragă și sper că de data asta n-ai uitat să o anunț. I-a dat mesaj. I-a dat mesaj? Da. Să rămână mama lui Andreea, vă trimite și noastră niște cozonac. Da. Perfect. Cum e? Arată foarte bine, mult rahat. Mie îmi place Anuța din start cum arată. Ciucă, să-mi spui și ce părere au telespectatorii de acasă, pentru că avem telespectatori care poate poftesc și la ce cozonac ar pofti? La cozonacul Anuței sau la cozonacul lui Laurențiu? Rezolv imediat. Mamă, deci ăsta este cozonacul? Nelsare. Anuței, care miroase superb și care are și rahat. Bă, amândoi arată foarte bine, serios. Foarte bine, băieți, băieți, fete, v-ați descurcat superb. Lipsește ceva. Mulțumim. Sarea de frunză zestă. Da, bun, a venit. Gata. S-a rezolvat treaba cu cuțitul. Dar ce faci acolo? Cum, ce fac Andreea? Încerc să-l găsesc pe cel mai bun. Gustăm, mâncăm, notăm, jurizăm, după care ce crezi că facem? Mâncăm din nou cozonac, Andreea. Nu vreau să te sari? Tu vrei să mă îngrași, nu? Un pic. Să vezi ce mănânc după ce citești în carte, să vezi ce mănânc eu. Da? Nu prea mănânc gluten acum, am făcut așa o excepție, că e tradiție și am tot. Un pic așa. Un picuț? Cât să-mi dau seama. Cât să-ți dai seama, are gluten? Normal că are gluten. Are. Mult. Că făina are gluten, nu? Făina de grâu, da. Nu mai mănânci de mult cu gluten? Da, de câțiva ani. De câțiva ani, tu și Djokovic. Am citit cartea lui Djokovic, care la un moment dat mai dădea randament pe terenul de tenis și și-a dat seama că el în Serbia, de acolo unde era, mânca foarte multă pizza care conținea gluten și un doctor i-a zis să renunțe la gluten. Dar noi toți mâncăm foarte mult gluten, multă pâine, mulți biscuiți, merdenele, covrigi. Da. Merdenele calde. Da, mai ales calde. Gluten cald. La mine. Ia să vedem. Alex Cârțu, te rog frumos să-mi spui. E trist. Cine? Cozonac. Nu pot să cred. Serios. De ce? Arată bine. Arată foarte bine, de secțiune, când mi-a luat ochii, l-aș fi scos în oraș. La exterior nu arată foarte bine, dar la gust n-are gust. Cum n-are gust? Lipsește n-are ceva. Gust. În primul rând nu are sare, sarea potențează toate celelalte arome. Al doilea rând nu are aromă. Stai un pic. Crema nu e suficient de, da, de dulce. Băi, stați un pic. Am unde ziceți că n-are gust? Da, da, da. Asta pot să spun și eu, asta pot să spun și eu. Are v-ați gust, testat înainte? Da, da, are gust, dar nu de gustul ăla de cozonac bun. Alex, tu știi că noi avem o legătură, ne luagă un COVID la un moment dat. Știu, știu. Te rog să nu uităm prin ce am trecut. Păi să nu vă lege și acum. Păi de asta zic. Am gustat din rahat separat și are gust. Ok, bun. Deci spui că n-a pus suficientă sare să potențeze? Nu, coca, aluatul, nu are absolut niciun gust, nicio aromă, niciun nimic. Nu are treabă cu aluatul de cozonac, cum ar vedea. Eu să știți că am pus și arome și... Nu are. O să ai tu ocazia. Se simte și drojdia în el. Asta e tot ceea ce poți să simți, drojdia. O să ai tu ocazia la sfârșit să guști din el și să vezi că... Nea Vasile, m-a ta ce ai de zis? Da. Dar ce? Același lucru care a spus... Adică chiar n-are nimic gust și se simte drojdea? Da, se simte și n-are gust, efectiv, de cozonac. E o pâine mai bunicică, așa. Crema? Crema e bună. E și legată. E frumos. Eu nu mi-aș fi dat seama că ce lipsește, dar știu că simt că lipsește ceva, într-adevăr. Și de mirosit miroase tot felul de arome. Da, miroase foarte frumos. Da? Doar că atunci când îl mănânci, nu simți niciun fel de aromă. Și miros, aromele par așa ușor artificiale. Anuța, eu zic că nu te lași.
Intervino că e cozonacul tău. Așa, Anuța. Eu m-aș bucura să-mi dea cineva un feedback constructiv, să știu ce să fac mai departe, să fac mai eu bun. Eu aseară m-am gustat și, ce să spun, acum poate că sunt parțială pentru că e al meu. Mie mi-a plăcut. Am pus arome. Se simte că sunt arome, dar da. Doar se miros. Nu, pentru că n-ai pus sare, cred că sarea potențează da, toate aromele. Am pus și sare. Nu e suficient, serios, nu, chiar nu e suficient. Da. Și drojdia se simte prea tare? Drojdia e tot ceea ce simt în câtă drojdie ai pus? În momentul de față. Nu e neapărat important cât a pus, ci cât de mult a lăsat să se... Cât? Un cub de drojdie l-am pus? Prea mult? Nu e mult. La un kilogram de făină. Nu e atât de important. Care explicația de se simte drojdia dacă n-a pus cât mult? Acolo aș foarte mult să se dospească. Dacă e foarte cald în încăpere când dospește, atunci o să simți gustul drojdiei mult mai intens. Deci e un cozonac care doar arată bine atunci când îl tai. Oh, Leo, Anuță. Ce făcuși? Stai să vedem mai departe, că Laurențiu râde pe sub mustață, dar nu știe că vine și rândul lui. Vine și rândul lui și avem ce să comentăm și despre aspectul. Perfect. Ia uite-l. N-ai ce să zici. Tăiat impecabil. Adevărul că și eu am schimbat cuțitul. Ia să vedem. Alex, te rog frumos. Arată bine, nu? Arată bine, da, vreau să-mi spuneți bine. Dacă este gustos și dacă este un cozonac mai și bun. După care vom da și note. Anuța, să știi că și pe mine m-a furat cozonacul, adică arată bine. Știu. Crezi că au ceva cu tine cei din juriu? Nu cred. Nu știu ce să zic. Glumesc. Cozonac moldovenesc, sigur nu te-am greșit. Nu duce, da. Înseamnă că mie nu mi se pare. Opa. Hai să vezi. Cum? Nu mi se pare dulce, care eu nu mănânc dulce. Na, ai răstul degeaba, Laurențiu, pe sumustață, că acum ți-a venit ție rândul. Dar nu mi se pare deloc dulce și bine, eu nu sunt fan rahat în cozonac, că eu nu-l asociez cu rahatul, dar de mirosit îmi place cum miroase, dar mi se pare că nu are niciun gust și nici nu-i dulce. Crema e foarte bună, atât la ea. Cum? Crema e foarte bună. Și asta cred că miroase așa bine. Da, crema e foarte crema, bună. Crema, rest nici asta, nu-i? Da. Crema. Și deci practic ați notat crema. Deci Anuța astăzi la egalitate, mi se pare. Noi nu l-am lăsat la crescut cum trebuie sau... E un cozonac greu. E foarte greu, ai pus multă cocă. Și nu l-a lăsat în faza a doua să dospească mai mult. L-am lăsat aproximativ 2 ore la crescut. Așa cum mi-a zis bunica, că se făcea ore la început să dospească? Și 2 ore în lighean la început să dospească, după aceea încă 1 oră l-am lăsat în tavă înainte să-l pun la cuptor. Înseamnă că a fost foarte mult aluat pus. Cât în faza a doua de creștere, cât a depășit nivelul? Dar nu foarte, nu foarte mult. Trebuie să depășească cam cu jumătate. Ca să fie cât mai aerat. Dar se simte untura de pasăre? Eu sunt mândru. Da, se simte care, ca și că se simte untura. Știi că... o frăgezime. Cum să vă dați seama? Are o frăgezime. A, frăgezime? Da, da, da. Și frăgezimea asta o dă doar untura de pasăre sau untura în general? Orice untură, da. Și de porc de pasăre. Asta e de bine, nu? Asta, da. Crema e bună, nu? Crema foarte bună, dar... Drojdea? Nu se simte drojdea, chiar nu se simte. Dar nu e ceva să mergem pe la campionatul mondial. Aș putea spune că e cam cel mai slab sezon. Până acum și aveam cele mai mari așteptări. Alex, suntem la a treia... Suntem la început, Alex, știi că întotdeauna vin ușor, ușor... Da, mă așteptam la mai mult. S-a stat și mult acasă în perioada asta pandemiei. Păi tocmai, dacă s-a stat acasă, puteau să exerseze în... S-a stat mult pe tablete, vreau să zic, pe telefoane, pe TikTok, pe astea. Noi suntem tineri, avem foarte mult de învățat. Aveți mult de învățat, așa. Corect. Și învățați. Important e că vă implicați și vă... Dacă nu faceți des cozonaci, sunt wow. Așa cum am menționat și în edițiile anterioare, primele mele încercări de cozonac au fost dezastroase. Deci sunt astea cu 5 clase peste primele mele încercări. Dar în vreme ce veți mai exersa, o să vedeți că vor ieși din ce în ce mai buni. Vom primi ideea că unul dintre voi oricum are șanse să meargă mai departe, adică oricum merge în semifinală cu siguranță, dar are șanse să câștige pentru că poate să exerseze până la semifinală, îți dai seama. Corect. Dacă aș fi în locul vostru la care merge mai departe, zilnic aș face 40 de cozonaci. Și aducem și îi punem și ca decor. Ca decor, da. Bun, haideți să vedem. Dăm note. Da, arătau bine amândoi. Într-adevăr, ăsta e un pic mai greu. Ăsta e un pic mai greu al tău. Al Anuței mai ușor. Uite, unul lângă altul. Chiar se e pot mai aerat. Uite, ăștia doi. Chiar se pot împrieteni.
Hei, bună! Da, am putea să luăm un pic din aspectul exterior al lui și să-l combinăm cu aspectul interior și aerarea din cozonacul anuței. Deci trebuie să facem o combinație. Andreea Raicu, nota pentru Anuța. Anuța are acest cozonac, prima felie din care ai gustat. Știu și eu. Băi, nene, aveți mai multă încredere, nu? Deci, încă o dată, ei au zis în felul următor, că cozonacii de voștri sunt foarte gustoși, dar pentru o competiție așteaptă altceva. Deci dacă s-o cuți oarecum de... Și clar, sunteți amatori, nu sunteți profesioniști, normal, dar trebuie să aveți încredere în voi. Andreea Raicu, pentru Anuța, te rog frumos, nota! 9? Mai nu, din păcate. 6. Asta nici tu nu-i cumperi carte. S-ar putea să o ajute. Ok, atunci te cumpără cartea, că dacă mergi în semifinală, cine știe cum stau lucrurile. Domnul Nea Vasile. Da. Îmi pare rău, ea cântă foarte frumos. Vă știu. Mulțumesc pe Anuța de la televizor, de la radio, ascult. Da? Da, da, da. Cântă foarte frumos. Dar nu ajută aici. Din zona Teleormanului. Bravo, Nea Vasile. Da, ți-am spus că sunt fan... Da, Nea Vasile, pe muzica populară... Ai văzut că mă cunoaști... Cum e pe cozonaci, șeful cozonacilor pe România, așa și pe muzica populară. Păi poate-ți dau ăștia la Edno emisiune. Nici vorba. Nici vorba. Nici vorba că se întâmplă sau că v-ați duce? Păi nu, da, nu, dacă nu, te nu. Și pricepi... Nu, nu, nu. Zi. Da, nota este o notă măricică. Tot 6. Da. Anuța, dacă te ajută la ceva, de să știi că zilele trecute, uite, s-a dat și 5, s-a dat și 6, adică nu e chiar atât de rău pe cât pare. Alex Cârțu. Eu o să votez strict textura. Anuța, da? În calitate de înjurat. Jurizăm corect. Pregătit să mai primesc și alte înjurături. Nota mea e 6. 6 pe linie. 6. 18 puncte. Ciucă, oamenii de acasă ce părere au? Zic că părerile sunt împărțite. Întotdeauna oamenii de acasă au păreri împărțite. Părerea că oamenii de acasă ei nu gustă. Da. Dar ce zic oamenii de acasă? Sunt curios așa. Deocamdată vorbesc cu o doamnă aici care crede că ai dânsă-i mai bun și am întrebat-o cum. Adică tu te ceri cu telespectatoare acum? De cozonaci vorbim, nu? De cozonaci. Dezbate, mă, Ciucă, eram cu telespectatoare. Dezbatea, doamna îi spunea, ai mei mai bun și Ciucă, cum? Că sunt foarte curios cum a ajuns la concluzia asta din moment ce nu i-a gustat pește. Păi ia să vină mâine, de unde e doamna? I-am zis. Și? Și a zis că se mai gândește. Foarte bine. Dar altceva? Altceva, părerea sunt împărțite, să știi. Adică o parte la Orence, o parte la Anuța. Adică, da, eu, uite, ți-am trimis și ție, dacă ai telefonul la îndemână, am făcut o selecție acolo. Ciucă, nu stăm cu telefonul la emisiune. Doar dacă ai telefonul nu, la îndemână. Suntem... Dacă nu, stai să le caut aici. Eu nu pot spune decât că mă motivează. Avem, a făcut normal cineva și niște versuri. Asta fac și mai bun. Avem și textie? Da, bineînțeles. Laurențiu cel vestit, cozonacul l-a pregătit și cu el va câștiga inimioara jurului și a ta. Nu știu dacă a mea sau a ta, sau Andrei. Uite, lumea zice în felul următor. Cozonacul din Moldova arată mai bine, are mai multă cremă umplutură. Cozonacul cel mai aspectos este al Anuței. Cozonacul Anuței spectaculos. Bună ziua, după cum arată cozonacul, eu zic că cel din Moldova arată mai bine. Ai dreptate, când unul așa, când unul așa. Da, greu. Mergem mai departe. Nea Vasile, gata, nota e suficient. Mergem la Laurențiu. Cum arată cozonacul Anuței? Chiar îmi place cum arată. Cozonacul Anuței? Da, îmi place cum arată și o felicit. Și să știi că e și gustos, din punctul meu de vedere. Nu l-am gustat, îl gustăm după emisiune și dezbatem acolo noi. Foarte bine, vă lăsăm să gustați și după emisiune. Andreea, haideți să vedem pentru Laurențiu, tânărul venit din Moldova, ce notă avem la cozonacul lui cu umplutură de... cu pasăre. Unde găsesc cartea? S-a prins-o, știi? Exact. S-a prins-o, joacă. Stai liniștit, tot 6 ai luat. Adică Andreea e imparțială. Tot 6 ai luat, aproape bine. Cartea bine. Imediat afli, să rămâi ca să afli. Și o să vezi despre ce este vorba. Nu mai cumpăr acum după notă. Nu mai secrete cumpăra. Aflate pe pielea mea. Uite, Andreea Raicu. Pe pielea ei, nu pe pielea ta. Da. Imediat, las că afli despre carte mai multe. De aia am luat 6. Nu, că mâncam cozonacul făcut de bunica mea. Făcea un cozonac minunat. Încă-l caut, să știi. Domnul Nea Vasile, nota. Îi dau o notă de încurajare.
are ceva plus față de al cu anuței la cozonac. Nota este 7. Deci are un plus față de al anuței. Un plus. Bă, dar vezi, uite, Nea Vasile, ce corect e. El te ascultă pe tine când dă muzică populară, te apreciază mult, dar ți-a dat notă mai mică. Este adică... corect în jurizare. Dar pe mine nu mă ascultă. Sincer să fiu, n-am auzit de tine până acum. Zi numele, tot numele. Nu-i timpul pierdut, Laurențiu Marian și pe YouTube. Laurențiu Marian și pe YouTube, Nea Vasile, te duci bași la cozonăcărie. Asta fac, da. Pe Anuța, ai văzut. Pe Anuța, știu. Îți dai seama, Alex, că se poate întâmpla în felul următor. Dacă dai 5, e egalitate. Dacă dai 4, a câștigat Anuța. N-am cum să dau 4, că 5 e cea mai mică notă. Și dacă e egalitate, ce se întâmplă? Nu. Dacă e egalitate, ne puneți pe noi în dificultate. Mai venim o dată? Mai facem o dată cozonaci? Normal, vă mergeți amândoi mai departe. Acum trebuie să... Sau gătim împreună, nu? Exact, haideți să vedem. Totuși, nota pe care o dă Alex Cârțu... Este la concursul de plăcinte să dăm 4 și 3. Exact. Avem pretenții, ce mai. Pentru mine cozonacul este un cumul de aspect, de gust, textură. Mi-a plăcut mai mult al ei, era mai aerat, dar n-avea gust. Al tău excelează la gust, adică nu excelează la gust, e un pic mai bun un la pic gust, mai mult. Da? Dar suferă pe parte de textură. Tot și asta. Lo siento, pero es lo que es. Deci stai să-mi dau seama, după note tu ai avut 6, Andreea. Deci, practic, Laurențiu a ajuns semifinalist? Da. 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 Opa, ia uite, băie, Laurențiu. Deci, practic, ai 19 puncte. Am pus-o și mergi în semifinală datorită lui Nea Vasile, care nu te ascultă, dar Nea Vasile o ascultă pe Anuța și a dat 6. Bă, cum e viața asta? Vezi? Anuța, să nu fii dezamăgită. Eu mulțumesc mult pentru că am avut ocazia să vin așa la o emisiune frumoasă. Și trebuie să, știi cum e, să exersezi în continuare. Corect. Să ai curaj să nu te dai bătută. Și ai să guști din cozonacul lui. Vină cu acest să-mi spui dacă îți place. Vedem, domnule, ia gustă, te rog eu frumos, pentru că știu că vrei să vezi. Uite, haide și tu, Laurențiu, să guști din cozonacul Anuței. Mă tai așa la mândre câte o feliuță. Și avem un anunț pentru toți cei care locuiesc în zona Colentina. Domnul Nea Vasile are o problemă și a pierdut un pisic. E adevărat? Ai zis da, mai... da, da. Vecinii mei de la patiserie, serios vorbesc, a apărut un pisoi acum 3 luni, mic, și l-au crescut fetele ei până alaltă ieri și o frumusețe de pisoi, fiind foarte blând și stătea la toată lumea, l-a luat cineva. Și nu ne-l mai aduce și fetele plâng de 2 zile. Dar ai o poză cu el pe telefon? N-am la mine, dar... Serios, nu, dar aduc uite, vreau mâine, să... aduc mâine poza. Nu, dar ne trimis pe WhatsApp și arătăm noi. Da. Deci cine a furat uite, pisoiul lui Nea Vasile să-l aducă înapoi. Trimite poza acum. Dar l-a luat cineva? L-a luat cineva, sigur l-a luat. A ieșit pătrunul. Luminița! Te rog frumos, trimite-ne o poză cu pisoiul. Luminița e de la pastiserie, da, să uite da, acum. Să uite, să uite, da. Luminița, trimite-ne pe numărul de telefon afișat pe ecran. Și ar fi păcat, adică era pisicuță? Da, birmanez, băiat. Băiat cu pisicuț. Birmanez. Nu cred. Chiar, da, frumos, cu rechiușile alea. Deci era așa de drăguț și ca cu minte, ca în general? Deci l-a luat cineva? L-a luat cineva. Dacă a dispărut de 2 zile, nu mai apare, nu-l mai găsim. Păi poate a plecat pe drumul lui. Nu, că era mic de pleca să plece. Păi poate mai pleca și el după... Nu era încă Gătălin, că e mic. Poate n-a știut să se întoarcă. L-a luat cineva, sigur. De acolo din zonă, vecinii noștri. Avem o rugăminte, vă rugăm frumos de Crăciun, fii mai bun, adu pisoiul înapoi. Dragă telespectatorule, dacă te uiți la noi, ar fi păcat pentru că pisoiul și el plânge și plâng și fetele la patiserie. În zona Pârgarilor. Zona Pârgarilor, zona Pârgarilor București. Ce părere aveți de cozonac? Hai că dacă primește Lumița, să ne dai poză, te rog frumos, cu pisica. Ia zi. E bun. Dar acum ce pot spune? Mai bun e al meu. Deci mai bun al tău. Trebuie să mi-l laud, nu? Ești mai bun al ei. Bravo, Anuț. Mi-e place cozonacul Anuț, într-adevăr e bun, dar simt într-adevăr că al meu e mai dulce și mai aromat. Bravo, mă, fiecare își laută cozonacului. Normal. Andreea, să știi că tu pleci acasă cu câte un cozonac pentru colegele tale, care jurizează și ele acolo la office la tine. Iar noi mergem de la Dr. Oetker cu cadouri pentru prietenii noștri care au venit. Așadar, Laurențiu, te rog frumos. Mulțumesc. Să exersezi până în semifinală. Anuța, te rog să exersezi. Mulțumesc. Mai avem și de Paști concurs și în același timp cei mai fericiți trebuie să fie cei din familie. Ei trebuie să guste, da? Vă mulțumim mult mulțumim de tot. Și noi mulțumim frumos. Vă mulțumim mult și vă mai așteptăm. Zi un refren, Anuța, din muzica ta, ca să plecăm așa cu zâmbetul pe buze. Să știi că mi-ai prins chiar într-un moment sărăcită, dar o să încerc. Dacă vrei tu, dacă poți acum. Dide, da, eu pe dealul pui ca pe vale. Pe Nea Vasile, mă plânge.
N-am putut să cânt prea mult pentru că sunt foarte răbușită. Bagă și tu un refren de pe data Vasile. Dar data viitoare... Foaie verde viorea, inimioara mea, măianuță draga mea, inimioara mea, draga mea. Bravo! Da. Îmi pare rău că am fost așa. Venim cu data viitoare. Foarte bine. Și am să fiu bine cu vocea. Perfect. Mulțumim. Vasile, ai vrea să uite-te după telefon, serios, că chiar vrem să găsim pisicul. Așadar, oameni buni, rămâneți alături de noi. Concursul Cozonacul de Aur continuă și mâine cu alții concurenți. Sărbătorile încep cu miros de cozonac. Rubrica sponsorizată de Dr. Oetker. Am revenit în direct, deci încă o dată avem numărul de WhatsApp afișat pe ecran. Ciucă, deci în zona, în care zonă, cum ai zis? Grozovici cu Pârgarelor. Grozovești? Grozovici. Grozovici cu... Pârgarilor. Cu Pârgarilor. Deci în zona Colentina vă rugăm frumos la cozonocărie să aduceți pisoiul, pentru că plângă fetele acolo. Uite deci, poza, ia. Uite poza. Au, Doamne, frumos. Băi de mine. L-aș lua și eu, care nu sunt aici. Avem poza? Era atât când l-am găsit. A căzut. Dăm cata mie poza. Deci avem și recompensă. 10 cozonaci. 10 cozonaci? 10 cozonaci, recompensă. Vai cât de drăguț este, Doamne. 10 cozonaci? Dar ochi albași. Dau eu 20 de cozonaci. Dă mie să pun pe ecran, Cătălin. Bă, dar frumos e. Bă, superb. Mamă, și cum îl chema? Gică, îi spuneam noi. Gică? Gică. Gică. Avem și noi un coleg, Gică. Gică? Bă, dar frumos. Ia uite, mă. Deci vă rugăm frumos să vedem cum ajunge pisoiul înapoi. Dar chiar frumos. Uite-te. Superb. Pe cuvânt. Chiar foarte frumos. Vă rugăm frumos, dacă știți ce putem să facem pentru a face fericite fetele de la patiseria lui. Uite, și Lumii a trimis poză. Stai, care și Lumii. Aoleu. Oh, plânge și Lumii. Lumii de la, da, patiseria. Da, este asociata mea. Și plânge. Ia, da, plânge cel mai mult. Și ia și fetele ei, Mara și Cristina. Aoleu. Vă rugăm frumos, de Crăciun fii mai bun. Oameni buni, ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate. Vă mulțumim mult de tot. Andreea Raicu, să știți că rămâne cu noi pentru a o studia puțin din punct de vedere al condeiului în câteva momente.